Informațiile prânzului, doamnelor, domnilor, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am găsit. Primarul din Melitopol a fost răpit de soldații lui Vladimir Putin. Edilul Ivan Fedorov este acuzat de ruși de asistență și finanțarea unor activități teroriste, dar și de apartenență la un grup criminal. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut eliberarea imediată a lui Fedorov și spune că rușii au trecut la amenințări asemănătoare teroriștilor ISIS pentru a face față rezistenței ucrainene. Acestea sunt imaginile care au surprins momentul în care primarul orașului ucrainean Melitopol a fost răpit de soldații ruși trimiși de Vladimir Putin să invadeze Ucraina. Pe înregistrarea surprinsă de camerele de supraveghere din oraș se vede cum edilul Ivan Fedorov este scos dintr-o clădire guvernamentală flancat de soldați înarmați având un sac negru pe cap. La scurt timp după incident, biroul procurorului din regiunea separatistă Lugansk, controlată de Rusia, a anunțat că anchetează acuzații de terorism formulate împotriva primarului din Melitopol. Ivan Fedorov este acuzat de asistență și finanțare a activităților teroriste. Mai mult, biroul procurorului din Lugansk îl acuză pe edil că este membru al sectorului de dreapta, o grupare paramilitară și politică naționalistă ucraineană care are o poziție antirusă. Ministerul ucrainean de externe a calificat acțiunea Rusiei drept una dintre numeroasele încălcări grave ale normelor și principiilor dreptului internațional, în timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut eliberarea imediată a lui Ivan Fedorov. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу. Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної влади, законної місцевої української влади. Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви Зеленський susține că aceasta este o nouă amenințare la adresa democrației și compară pe soldații ruși cu membrii grupării teroriste ai statului islamic. Дії російських загарбників будуть прирівнені до дій терористів ІДІЛ. Для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло. Законно обраний мер міста – це справжній представник народу. Зазвичай це не про ідеологію, не про політику, це про життя людей конкретної громади. Можливо, в Росії від цього вже відвикли за роки автократичної влади. Можливо, там вважають, що мер – це просто начальник, якого легко прибрати. І це нічого не означає. Але у нас тут – Ucraina, у нас тут Європа, у нас тут демократичний світ. Iar acțiunea Rusiei nu i-a lăsat indiferenți pe oamenii din Melitopol. Mii de ucraineni au ieșit în stradă pentru a cere forțelor ruse să le elibereze pe primarul Ivan Fedorov. Oamenii au fluturat steagul Ucrainei și au cerut invadatorilor ruși să plece din oraș. Imaginile au fost înregistrate în orașul ucrainean Melitopol, acolo unde mii de ucraineni au ieșit să protesteze. Adunați în fața primăriei din Melitopol, cei peste 2000 de manifestanți au scandat împotriva acțiunilor Rusiei și au cerut eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost răpit de către trupele lui Vladimir Putin. Oamenii au ieșit în stradă încă de la ora 7 dimineața, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute și a soldaților ruși înarmați. Melitopol, aflat între Crimea și orașul port Mariupol, se află sub controlul trupelor ruse de la începutul acestei luni, iar localnicii au început să iasă constant în stradă. Un al treilea general rus a fost ucis de forțele armate ucrainene. Anunțul făcut de Ministerul Apărării din Ucraina a fost confirmat și de oficialii occidentali. Potrivit serviciilor de informații ale statelor occidentale, se estimează că Federația Rusă a trimis aproximativ 20 de generali de top care să lupte pe teritoriul ucrainean. Numele celui de-al treilea general nu a fost făcut public în mod oficial, însă potrivit armatei ucrainiene ar fi vorba despre generalul major Andrei Kolesnikov, comandantul armatei a 29-a din districtul de est al Federației Ruse. Datele arată că rușii au trimis în luptă 20 de generali care au fost dislocați în mod neașteptat aproape de liniile frontului, motiv pentru care a fost înregistrat numărul relativ mare de victime în rândul armatei ruse încă de la începutul invaziei. Prezența personalităților militare
De prim rang, foarte aproape de câmpul de luptă, arată că operațiunile militare ale Federației Ruse nu funcționează conform planului, iar trupele din prima linie sunt incapabile să ia decizii pe cont propriu și se tem să avanseze, sunt de părere analiștii. Pe 7 martie, soldații ucrainieni au eliminat un alt general rus, Vitali Gerasimov, în confruntările de la Kharkiv. Gerasimov a fost participant la cel de-al doilea război cecen și la operațiunea militară rusă din Siria. Acesta a fost decorat cu medalia pentru revenirea Crimeei în Rusia. În urmă cu 2 săptămâni, general-majorul Andrei Sukhovetsky a fost și el ucis de armata Ucrainei, care respingea ofensiva rusă. Până în acest moment, Ministerul Apărării din Federația Rusă nu a confirmat moartea generalilor, dar camarazii lor au anunțat pierderea lor pe rețelele de socializare. Președintele Volodymyr Zelensky a făcut din nou apel la mamele soldaților ruși. Liderul de la Kiev le-a cerut rusoaicelor să nu își mai trimită copiii să lupte într-o țară străină și a spus din nou că Ucraina va face tot ce este nevoie pentru a se apăra. Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. 12 тисяч. Кількість поранених окупантів у рази більше. Ми не звали сюди жодного з них. І повторюємо кожному з окупантів, ще можете врятуватися. Хочу ще раз сказати для всіх російських матерей, особливо для матерей-срочників, не віддавайте своїх дітей на війну, на чужій землі. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учение или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, сомнение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте. Действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть. În timp ce mulți soldați ruși capturați în Ucraina susțin că nu știu nimic despre planurile lui Vladimir Putin, apar și cei care susțin contrariul. Soldații din aviația rusă știau de invazia Ucrainei încă de la începutul lunii ianuarie, iar imediat după ce au fost anunțați, au început exercițiile militare. Armata a primit armament, iar piloții au desfășurat antrenamente cu zboruri la altitudini extrem de joase pentru depășirea apărării antiaeriene și lansări tactice de rachete aer-radar. Declarațiile au fost făcute de 3 piloți ruși, un comandant și 2 maiori capturați de forțele ucrainene, care au ținut o conferință de presă pe teritoriul Ucrainei. Comandantul rus a mai declarat că această strategie a fost prezentată oficial ca pregătire și participare la exercițiile comune ruso-belaruse. Și între timp continuă teroarea din Ucraina pentru a 17-a zi. Oamenii au dormit și s-au trezit sub amenințarea celor mai puternice explozii auzite în apropierea Kievului de la începutul invaziei ruse. Situația este critică în mai multe orașe unde armata lui Vladimir Putin a reluat atacul. În Mariupol, evacuarea civililor a fost amânată întrucât soldații ruși și-au încălcat angajamentul de încetare a focului pentru a-i lăsa pe oamenii să părăsească orașul. Sirenele aeriene din mai multe orașe ucrainene, precum Kiev, Dnipro, Ivano-Frankivsk, Kharkov, Cherkasy sau Nikolaev, au sunat aproape în continuu și în această dimineață localnicii au fost sfătuiți încă de la primele ore ale zilei să se refugieze în adăposturi pentru a se apăra în fața unui nou atac al rușilor. În orașul Nikolaev, atacul a început cu puțin înainte de miezul nopții și a continuat până dimineață. În orașul port din sudul Ucrainei, rușii au luat la țintă clădirile de locuințe. Luptele se intensifică și în apropierea orașului Kiev. Rușii încearcă de zile bune să ocupe capitala Ucrainei, de care se apropie din ce în ce mai mult. Armata lui Vladimir Putin este aproape de Kiev la vest și la nord-vest și a încercat să se apropie din spre est și nord-est. Primarul Kievului Vitali Klitschko a declarat pentru CNN că orașul mai are în prezent resurse pentru 1 sau 2 săptămâni. Atacurile aeriene au continuat și în orașele Luțk și Ivano-Frankivsk. În Mariupol, situația este încă gravă. Evacuarea civililor, care ar fi trebuit să înceapă în această dimineață, a fost amânată din motive de securitate, întrucât forțele ruse continuă să bombardeze Mariupol și împrejurimile sale, au transmis autoritățile, care le-au cerut
Sunt civililor adunați la punctele de ieșire din oraș să se întoarcă în adăposturi. Ministerul rus al apărării anunțase că armata rusă va înceta focul timp de câteva ore pentru a permite civililor din Mariupol și Volnovaha să plece. În acest interval, autoritățile ucrainiene estimau că peste 200.000 de persoane urmau să părăsească orașul port. Între timp, rușii au transformat centrala nucleară de la Zaporojie în bază militară. Mai multe tancuri ale armatei lui Putin se află în fața centralei pe care rușii au atacat-o în urmă cu o săptămână. Florin, cât se opune presiune pe guvern, liderul PNL susține că executivul trebuie să se asigure că cele 30 de miliarde de euro din PNRR vor ajunge la oameni. Cât a făcut o listă cu reformele pe care ministerele responsabile ar trebui să le implementeze? Fostul premier Florin Câțu a tras un nou semnal de alarmă în privința stadiului reformelor la care România s-a angajat prin PNRR. Câțu atrage atenția că guvernul nu are nicio scuză în cazul în care cele 30 de miliarde de euro nu ajung la români. Nu există nicio scuză pentru nimeni. Acești bani trebuie să ajungă la români. Cine nu poate să facă reformele prevăzute în PNRR, să spună acum și găsim oameni capabili, a declarat Câțu. Liderul PNL a explicat că sunt 24 de borne pe care statul trebuie să le atingă până la 31 martie. Câțu a explicat o parte dintre acestea, intrarea în vigoare a legii de aprobare a Programului Național Prima Conectare la Apă și Canalizare, instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și renovarea integrată energetică și din punctul de vedere al eficienței, consolidare seismică și eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice, consolidare seismică și eficiență energetică pentru clădiri publice, lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile, energie eoliană și solară, finalizarea analizei opțiunilor privind arhitectura cloudului guvernamental și celelalte proiecte prezentate de Câțu vizează reforme care ar trebui implementate de miniștrii PSD de la Finanțe și Muncă. Liderul PNL i-a criticat pe aceștia de mai multe ori pentru încetineala cu care s-au ocupat de proiectele vitale pentru România. De altfel, Câțu a susținut că economia a fost gestionată prost în acest an și că riscăm să avem probleme mari în cazul unei recesiuni dacă nu vom avea fonduri disponibile. Primarul capitalei Nicu Șordan a vizitat centrul pentru refugiații ucraineni de la Romexpo. Edilul a anunțat că sala va fi dată spre folosință în cazul în care vor fi ocupate toate celelalte 4300 de locuri organizate la nivelul Bucureștiului. Centrul pune la dispoziție paturi, săli de mese și locuri de joacă pentru copii. Este un centru de rezervă, de backup. În momentul ăsta avem în București 4300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2500. Și aici ar mai fi încă 2000 suplimentare pentru situația în care e nevoie. Sperăm să nu fie nevoie, dar dacă e nevoie, avem pregătit acest spațiu. El e operațional în momentul acesta, numai că nu e deschis atâta timp cât sunt alte locuri în oraș. Primarul Capitalei a mai adăugat că problema temperaturii din interiorul sălii a fost aproape rezolvată. Dacă inițial erau înregistrate 5 grade Celsius, temperatura a fost în cele din urmă crescută până la 16 grade Celsius. Este o sală care nu se încălzește, pentru că e o sală uriașă, nu se încălzește în mod curent. În momentul în care noi am preluat spațiu erau 5 grade. De atunci s-a dat drumul la căldură, acum sunt în jur de 16 grade. Dacă e nevoie, avem și niște tunuri care funcționează pe curent și care pot să mărească de la o oră la alta temperatură, dar deocamdată o menținem așa cum este. Pentru amenajarea sălii destinate refugiaților, Direcția Generală de Asistență Socială a primit ajutor de la două ONG-uri americane care se ocupă special de tabere de refugiați. Totodată, Nicu Șordan a mai precizat că centrul dispune de spații special amenajate pentru mame și copii, dar și zone pentru servirea mesei. Există un spațiu special pentru mame și copii, există un loc de joacă pentru copii, există o zonă pentru servirea mesei, există o zonă pentru, există mai multe zone pentru toalete, băi. Pe partea de educație este o responsabilitate care revine Ministerul Educației. Am transmis către domniile lor solicitarea pentru copii care
stau mai multe zile sau pe perioadă nedefinită până când se liniștesc lucrurile, trebuie să fie găsită o soluție pe educație. În sala de la Romexpo sunt operaționale 560 de paturi, însă există posibilitatea extinderii spațiului de cazare și în alte zone unde pot fi amplasate paturi suplimentare. Dispute între Europol și Ministerul Afacerilor Interne. Sindicaliștii de la Europol îi acuză pe polițiști că au alimentat isteria românilor în privința pașapartelor. MAI a decis să prelungească programul de lucru al celor de la serviciul de pașaparte, fapt cu care Europol nu este de acord. Ministerul Afacerilor Interne, prin secretarul de stat responsabil de coordonarea prefecturilor, a ajuns să încurajeze isteria pașapoartelor din aceste zile. După fenomenul psihotic cu scumpirea carburanților, mulți dintre români au dat buzna la serviciile publice ale prefecturilor pentru emiterea de pașapoarte, în ideea că va escalada conflictul din Ucraina și vor trebui să fugă din țară. Mai mult, sindicaliștii de la Europol susțin că MAI a alimentat isteria românilor și prin decizia de a prelungi programul de lucru al serviciilor care se ocupă cu eliberarea de pașapoarte pe fondul creșterii cu peste 400% a solicitărilor și prezintă o fotocopie a unui document care ar fi semnat de subsecretarul de stat din MAI, Gheorghe Sorescu. În loc să calmeze populația și să ofere garanții și explicații referitoare la inexistența unui risc iminent, conducerea MAI a modificat programul cu publicul, alimentând indirect teoriile conform cărora vor fi evenimente și în România. Pe această cale informăm cetățenii că sistemul de eliberare a pașapoartelor poate gestiona un flux foarte mare de cereri, însă având în vedere calitatea de stat membru a UE, în peste 90% din țările din Europa, românii pot folosi cartea de identitate pentru a intra în aceste țări. Europol cere acum anularea deciziei de modificare a programului de lucru. Suntem solidari cu situația actuală creată de războiul din țara vecină, iar cozile care s-au format la serviciile de pașapoarte sunt un efect al unor informații false propagate de un eventual război în care ar fi implicată și România. Însă MAI trebuie să respecte în aceeași măsură drepturile care li se cuvin angajaților și să identifice soluții legale pentru remedierea situațiilor ivite. Discutăm acest subiect și ne oferă mai multe detalii liderul Europol, Cosmin Andreica, în legătură telefonică directă cu noi la această oră. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Cum ar fi trebuit așadar să procedeze autoritățile? Sigur, în contextul actual e clar că oamenii au o serie de dubii cu privire la modul în care vor evolua lucrurile ca urmare a conflictului din Ucraina. Și, într-adevăr, dincolo de acea isterie cu carburanții, cu produsele alimentare și mai departe, vedem că avem parte de un nou fenomen în ceea ce privește emiterea de pașapoarte. Așa cum am spus, avem unele creșteri pe anumite județe de peste 40% în privința cererilor de eliberare. Și, din păcate, la nivelul Ministerului nu a fost analizată concret această situație în așa fel încât să vină cu soluții punctuale pe acele județe unde au fost înregistrate creșteri semnificative și s-au mulțumit să emită acea adresă, ordin, în orice caz nu îndeplinește condițiile de fond și formă ale unui act administrativ, de impunere a unui program de lucru de la 8 dimineața la ora 8 seara, practic în fiecare zi, atât în zile lucrătoare cât și în zile nelucrătoare. Asta în condițiile în care, pe de o parte, vorbim despre un număr insuficient de polițiști, avem și servicii publice care sunt încadrate cu personal în număr de 5-7 polițiști și nu știu cine poate să facă socoteala să vadă cum poate repartiza polițiști în serviciu în această formă de organizare a programului. Și în al doilea rând, sigur că vorbim despre județe unde nu au fost înregistrate creșteri ale cererilor de eliberare de pașapoarte și atunci în aceste condiții sunt foarte multe situații în care colegii efectiv stau cu ghișeul deschis, însă nu este nimeni care să depună cerere. Și atunci noi am solicitat ca Ministerul să revină asupra acestei solicitări inițiale de stabilirea programului de lucru, de impunere practic a unui astfel de program cu publicul și nu în ultimul rând, evident că orice fel de măsură a unei autorități se răsfrânge în societate, în ideea în care în loc să vină cu explicații referitoare la faptul că nu se impune practic emiterea de astfel de pașapoarte, pentru că, să nu uităm, România ca stat membru are acces cu cartea de identitate în peste 90% din țările Europei. Și atunci, în aceste condiții,
mulți dintre cetățeni au impresia că după, știu eu, dacă va fi vorba de un conflict, nu vor mai putea să-și folosească cărțile de identitate. Toate aceste dubii pe care și le-au exprimat cetățenii în fața colegilor noștri de la serviciile publice ar fi trebuit să fie, sub o formă sau alta, neutralizate de o informare coerentă a Ministerului în această privință. Bun, dar această situație se întâmplă de obicei în fiecare vară sau, mă rog, când ne apropiem de lunile de vară, pentru că și atunci românii vor să călătorească și, în special pentru copii, părinții merg să le facă aceste pașapoarte. Dar totuși, cum s-ar putea regla în timp această situație? Pentru că crește brusc volumul de muncă, dar pe de altă parte dumneavoastră vă plângeți că nu aveți suficient personal. Sunt nenumărate soluții în acest sens, pentru că până la urmă suntem în anul 2022. Da. Am putea găsi variante de digitalizare a acestor practic cereri de eliberare a pașaportului, în așa fel încât să nu avem parte de cozi, să nu fie, știu eu, cetățenii stresați de faptul că nu vor putea să-și scoată pașaportul în timp util. Și aceste lucruri clar că pot fi realizate doar printr-o digitalizare a sistemului, care de altfel a și început, dar face pași foarte mărunți în această direcție. Cosmin Andrei, ca liderul Europol, mulțumim mult pentru aceste informații. Parte. De luni în România începe recensământul în premieră. Procesul se va desfășura online. Detalii vă ofer după câteva momente de publicitate. Ne întoarcem. Din nou la știri, în ziua în care Kamala Harris venea la București, au existat și politicieni PSD-iști care au simțit nevoia să facă propagandă rusofilă pe internet. Un consilier județean PSD Iași a numit-o o nulitate pe vicepreședinta americană și a spus despre cei care s-au întâlnit ieri cu ea că sunt slugi occidentale, adică inclusiv pe șeful său de partid, Marcel Ciolacu, cel care a fost unul dintre participanții la discuțiile de la Palatul Cotroceni. La rândul său, președintele Consiliului Județean Argeș a distribuit o așa numită listă de motive pentru care România nu ar trebui să se implice în criza din Ucraina. Marcel Ciolacu s-a numărat printre oficialii care au discutat la Palatul Cotroceni cu vicepreședintele american Kamala Harris. Deși liderul PSD s-a lăudat că i-a transmis numărului 2 de la Washington că România se află în prima linie a democrației occidentale, viziunea acestuia nu este împărtășită și de unii dintre colegii săi de partid. Este cazul și lui Ion Mânzina, președintele CJ Argeș. Acesta a distribuit pe pagina sa personală o postare propagandistică în care erau enumerate o listă de așa zise motive pentru care românilor nu ar fi trebuit să le pese de drama ucrainienilor și nici de statutul de țară membră NATO. Și mai dur a fost un consilier județean PSD Iași. Mircea Manolache acuză autoritățile din România că sunt slugile Occidentului și o numește pe Kamala Harris nulitate americană. Cu alte cuvinte, Manolache îl jignește inclusiv pe șeful său de partid, Marcel Ciolacu. PSD-istul Manolache repetă toate clișeile propagandei putiniste și acuză Occidentul că de fapt ar fi de vină pentru toate crimele comise de ruși în Ucraina. Socialdemocratul a continuat lista afirmațiilor aberante și a spus că vicepreședintele american ar dori să ne bage într-un război cu Rusia. Teama mea este că nulitatea americană va găsi la București niște slugi care nu vor fi capabile să refuze ordinul venit de la Washington. Iar asta e tragic, pentru că dacă se va petrece, va însemna că o mână de trădător ne bagă cu forța într-un război care nu-i al nostru. Suntem din nou într-o cumpănă a istoriei și din nou sub vremi, a scris Manolache. Consilierul județean PSD și-a șters între timp postarea de pe rețeaua socială. PSD Iași a precizat de asemenea că se dezice de postarea lui Manolache. Premieră pentru țara noastră, românii se pot autorecenza online începând de săptămâna viitoare. Completarea datelor se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic. Recensământul din acest an organizat online este primul de acest fel în România și al patrulea după Revoluția din 1989. Sociologii sunt de părere că mare parte a românilor va fi deschisă spre a completa formularele puse la dispoziție pentru recensământ. În special în mediul urban, în urbanul mare, persoanele până în 40-45 de ani vor fi deschise, mai ales că după toată această perioadă cu pandemia era destul de greu pe mulți dintre ei să-i convingi că trebuie să intre un recenzor în casă pentru a, în gospodărie, pentru a completa toate acele date.
este o idee foarte bună. Și Statele Unite ale Americii au apelat la recensământul informatizat, mai ales că acesta s-a desfășurat chiar în plină pandemie. Recensământul din România ar fi trebuit să aibă loc la începutul anului trecut, însă din cauza pandemiei de COVID-19, acesta a fost amânat cu un an. Noua formă a recensământului va aduce informații suplimentare cu privire la românii plecați în afara granițelor. Există posibilitatea verificării cumva IP-ului sau blocării IP-ului, pentru că să nu se repete scenariul în care toată populația care e plecată în străinătate fără acte, de exemplu cei care lucrează la negru, la gri, cei care nu vor să-și facă acte acolo, vor completa ca și cum ar fi acasă. Pentru că cred că a venit momentul ca România să știe cu adevărat câți cetățeni locuiesc, trăiesc cu adevărat pe teritoriul României. Specialiștii consideră că în urma noului recensământ ar putea apărea diferențe semnificative între populația ce are un domiciliu stabil și cea rezidentă, având în vedere că aproape 5 milioane de români sunt plecați în străinătate. Încă un oligarh rus rămâne fără iaht. Valoarea embarcațiunii se ridică la peste 530 de milioane de euro. Mai multe informații după publicitate. Revenim. Încă un oligarh rus rămâne fără iahtul său ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Barca în valoare de 530 de milioane de euro se numără printre cele mai mari din întreaga lume. Statele Uniunii Europene continuă lupta împotriva oligarhilor ruși apropiați ai regimului de la Kremlin și al averilor ilicite ale acestora. Italia a confiscat ieri iahtul oligarhului Andrei Melnicenko din portul Trieste în valoare de 530 de milioane de euro după ce zilele anterioare atât autoritățile din Italia cât și cele din Franța au confiscat alte iahturi sau vile de lux ale colaboratorilor lui Putin. Andrei Melnicenko, care este deținătorul unui mare producător de îngrășământ Eurochem Group, precum și al companiei de cărbune Suec, are unul dintre cele mai mari iahturi după suprafață din lume, denumit SIA. Deși aceste bunuri au fost în prezent confiscate, autoritățile italiene, precum și cele europene, trebuie să demonstreze în instanță argumentele confiscării, precum complicitatea oligarhilor ruși în crimele Federației Ruse în Ucraina. Procesele din instanță ar putea însă să dureze mult și să-și piardă din efect, preconizează specialiștii în legea iahturilor și ale obiectelor de lux. Menținerea unui iaht este extrem de importante, deoarece valoarea lor poate scădea foarte repede dacă nu sunt curățate și reparate constant, în timp ce, în instanță, procurorii trebuie să dovedească o crimă sau o complicitate la crimă a oligarhilor ruși. Putin se confruntă cu din ce în ce mai multe critici după ce a atacat Ucraina. După protestele rușilor din Moscova, care s-au lăsat cu mii de arestări, acțiunea comandată de Putin a fost criticată la televizor, chiar la un post susținut de Kremlin. Картина страшная, надо понимать, что это вообще имеет очень удручающее моральное, как говорится, влияние на наше общество. Это Украина, как ты к ней не относись, это что-то прекращение военных действий. Мне скажут, ну санкции и так останутся. Да, санкции останутся, но на мой взгляд, прекращение военной такой активной фазы боевых действий, оно все-таки очень важно. Discuția a avut loc la una dintre cele mai importante televiziuni rusești susținute de regimul de la Kremlin. Invitații unei dezbateri care a avut loc în timpul orelor de maximă audiență au criticat decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Unul dintre invitați a spus chiar că actuala situație este mult mai gravă decât atunci când invadarea Afganistanului de către sovietici a dus la căderea Uniunii. Я против нацизма всей душой, но я не очень представляю, как можно такую большую страну тут признает все условия, так сказать, и на этой территории Западная Украина отходит, как говорится, сама себя наверняка объявляет независимой, а на этой территории создается какое-то новое государство. Это, видимо, идеальный вариант. Социализировал украинское общество в пророссийском этом. Кстати, я-то человек пожилой, я помню все-таки времена Чехословакии, когда вводили войска, времена Афганистана. Я должен сказать, и там было очень сильное, как говорится, сила. В Чехословакии это была компартия. Там, кстати, там тоже была компартия. И там, в принципе, достаточно сильная компартия, которая тоже стала нашим союзником. Сегодня, к сожалению, такой политической силы я не вижу на Украине. И видимо, те, кто говорит... Final de jurnal, doamnelor, domnilor, de la Fixtalk B1 cu Andreea Muraru. Eu sunt Ștefan Bășcuță. Vă mulțumesc pentru atenție. Weekend liniștit în continuare. Toate cele bune!